artiști din Italia au așezat claviatura unui pian pe asfalt și au făcut-o să răsune în pași de dans. A fost un recital în care și trecătorii puteau fi protagoniști și nimeni nu a avut nevoie de partitură. Ai vrea și tu să încerci? Nu știu, că nu prea știu să cânt la picioare, știu să cânt numai cu mâinile la pian. Și crezi că e mai greu sau mai ușor? Cred că e mai greu. Mi se pare foarte uimitor că își urmează pasiunea. Dar un pas greșit trimitea muzica în alt registru. Oh, there was some rock and roll, but I need just the piano, wait. Yes, okay, but I like it like this for our Cosmic Stella Overture. La un moment dat, dintre trecătorii din centrul capitalei s-au ridicat marionete uriașe, personaje de bază, bine strunite însă de artiști din Franța, care s-au inspirat din fabulele lui La Fontaine. Iată, francezii au evoluat pe teme românești, pe muzică românească. Hai să facem și noi pe temele lor. Mi-a plăcut taurul și acel spectacol. Mi-a plăcut foarte mult cum se mișcau. Muzica a făcut ca vulpea și lupul să vorbească aceeași limbă. Iar strada a devenit o scenă romantică cu doi artiști din Italia, care au făcut acrobație la înălțime într-un dans al florilor îndrăgostite. Aer liber, spectacole frumoase și e totul nemaipomenit. Spectatorii au urmărit fascinați balansul romantic al acrobaților.